Delighted to be invited to listen to to hear the singers. The concert was absolutely magnificent. It was my first time hearing the Madrigal singers, so it came as a complete surprise just how wonderful they were. Their harmonies, the way they presented, their dress, they are just magnificent. And yes, I was very honoured to be here and delighted to be here. Seara aceasta am prezentat un repertoriu care a înglobat vechiul și noul. Madrigalul a cântat unele din aceste piese cu mulți ani în urmă, dar au fost potrivite pentru a creiona acea atmosferă din secolele 14 până în secolele 19 în palatele românești voievodale. Cred că pentru artiștii noștri a fost o piatră de încercare, mai ales aceea de a înțelege această epocă, de a trece de la o stare la alta, de a asuma această diversitate și totuși de a crea un tablou în care publicul să înțeleagă cum a fost în acele secole. O laud pe Ana Ungureanu, care a decopertat o filă importantă în istoria muzicii corale și, în același timp, Cantus Mundi, care încearcă să dea o aureolă specială mișcării corale de tineret. Vă fericit și vă bucur pentru tot festivalul UNESCO. Felicitări, Madrigal, Marin Constantin, felicitări Cantus Mundi, felicitări vouă, celor care reușiți cu migală, dăruire și finețe să modelați sufletele oamenilor. Muzica palatelor voievodale românești, o nouă provocare în repertoriul corului Madrigal. Iată că, dacă acum 3 săptămâni am deschis festivalul UNESCO la Ateneul Român, astăzi ne apropiem de închiderea acestui mare festival internațional la Palatul Cotroceni, unde repertoriul corului Madrigal a ridicat sala în aplauze în picioare.